Bine ai venit în județul Alba, un loc unde fiecare colț spune câte o poveste. Fie că ești pasionat de istorie, aventurier în căutarea peisajelor naturale sau pur și simplu în căutarea unui loc de relaxare, Alba are ceva special pentru tine. În acest videoclip îți prezint top 3 locuri pe care nu trebuie să le ratezi atunci când ajungi în acest județ plin de comori ascunse. Să începem aventura! Râpa Roșie, situată în apropiere de orașul Sebeș, în județul Alba, este un monument natural spectaculos și unic în România, cunoscut pentru formațiunile sale geologice deosebite. Această arie protejată de tip rezervație naturală oferă un peisaj care seamănă cu un canion datorită eroziunii care a modelat rocile de-a lungul timpului, creând forme dramatice de culoare roșiatică. Râpa Roșie se întinde pe o suprafață de aproximativ 10 hectare, iar pereții săi abrupți, cu înălțimi de până la 100 de metri, sunt compuși din straturi de argilă, nisip și pietriș, care s-au depus în decurs de milioane de ani. Culoarea roșiatică, care dă și numele locului, provine de la oxizii de fier din compoziția sedimentelor. Eroziunea naturală a sculptat versanții într-o serie de coloane și turnuri naturale, separându-le în canioane adânci și abrupte, creând o priveliște deosebită și rară în peisajul românesc. Datorită aspectului său impresionant și rarității geologice, Râpa Roșie a fost comparată adesea cu Marele Canion din Statele Unite, la o scară mult mai mică, bineînțeles. Este un loc ideal pentru cei pasionați de geologie, dar și pentru drumeți și fotografi, care vor fi încântați de peisajele contrastante și de culorile vibrante, mai ales la apus și răsărit. Pe lângă frumusețea sa geologică, Râpa Roșie găzduiește și o biodiversitate importantă, cu specii de plante și animale specifice habitatului său arid. Vizitarea acestei rezervații oferă o experiență de neuitat, o adevărată întâlnire cu forțele naturii într-un loc unde timpul și eroziunea au creat o operă de artă naturală. Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia este una dintre cele mai impresionante și bine conservate fortificații de tip vauban din Europa de Est. Construită în secolul al XVIII-lea, între anii 1715-1738, sub dominația Imperiului Habsburgic, cetatea a fost ridicată cu scopul de a întări apărarea împotriva otomanilor. Are o formă de stea cu 7 bastinioane impunătoare, fiecare purtând numele unui sfânt, cum ar fi bastinionul Sfântului Mihail, cel mai mare dintre ele. Cetatea este renumită nu doar pentru arhitectura sa militară, ci și pentru rolul important pe care l-a jucat în istoria României. Aici, în 1918, a avut loc Marea Unire, când Transilvania s-a unit cu Regatul României, iar Catedrala Încoronării, construită în interiorul cetății, a fost locul unde, în 1922, regele Ferdinand și regina Maria au fost încoronați ca suverani ai României Mari. Cetatea Alba Iulia este un loc fascinant pentru vizitatori, oferind tururi ghidate prin tunelurile fortificațiilor, ceremonii de schimbare a gărzii și reconstituiri istorice, toate într-un decor deosebit de bine conservat și plin de istorie. Fiind recent restaurată, cetatea a devenit un simbol național și un punct de atracție turistică major în România. Satul Geamăna din județul Alba este un loc trist, dar impresionant, un simbol al efectelor devastatoare ale intervenției umane asupra naturii. Cândva un sat pitoresc din Munții Apuseni, Geamăna a fost parțial înghițit de un iaz de decantare pentru deșeuri toxice, rezultat al exploatării de cupru de la Roșia Poieni, începută în 1970. În urma deciziei autorităților comuniste, locuitorii au fost strămutați, iar satul a fost sacrificat pentru a crea acest lac artificial destinat deșeurilor toxice rezultate din activitatea minieră. Treptat, apele pline de metale grele și substanțe toxice au acoperit casele, câmpurile și grădinile sătenilor, lăsând în urmă doar câteva urme ale vechi așezări. Astăzi, ceea ce rămâne vizibil în satul Geamăna este vârful bisericii din vechiul sat, care este din lacul de decantare ca un simbol fantomatic al distrugerii. Apa de o culoare nefirească în nuanțe de verde, roșu sau portocaliu, datorită concentrației de metale grele, creează un peisaj înfricoșător, dar fascinant în același timp.
Deși locul atrage turiști interesați de peisajele neobișnuite, este un avertisment puternic despre impactul exploatării industriale asupra mediului și a comunităților. Satul scufundat din Geamăna este o combinație de frumos și tragic, o atracție controversată care reflectă prețul pe care natura îl plătește pentru exploatarea resurselor naturale.